Transporturi. Camion. Net. Hai. Transporturi? Bine. Cauciuc. Linie continuă. Tom. Roată. Mașină. Taxi. Driver. Asfalt. Linie dublă. Păstuată. Semne de circulație. Transport. Morți. Hai că vine mingea de sus, Sergiu. Trebuie să dai. Taxe de pod. Barieră! Tren. Rovinetă. Avion. Motor! Aripă. Avelopă. Vapor. Se schimbă subiectul. Igienă. Hârtie. Orală. Hârtie anală. Săpun. Pastă de dinți. Șampon. Gel de duș. Ață dentară. Săpun lichid. Scupitor! Tabelul lui Mendeleev. Liniile pe orizontală. Galben. Nickelodeon. Einsteinium. Unu. Există Einsteinium. O. Bor. Hidrogen. Ați dat doar rând amândoi. Calciu. Biserică. 1-1 pentru decisiva, asta e decisiva. Cristelniță. Lumânări. Modestie. Tămâie. Copii. Copilași. Cruce. Anafură. Papă. Dumnezeu. Mercedes. Cristoș. Mită. Daniel. Stană. Bobotează. Aur. Aoleu, se grăbește. Două Mercedes. Bufuioc. Babe. Moaște. Sfânt. Iad. Groapă. Hristos. S-a zis. Dacă s-a zis, gata. Gata. A câștigat cuplu de chinezi. Da. Ce ați zis, Toma? Ați urmărit rubrica ping-pong verbal. Ping-pong verbal. Ați urmărit rubrica ping-pong verbal. Ping-pong. 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 Ați urmărit... Ping-pong verbal. Ping-pong. Ping-pong verbal. Pentru prima dată la Comics Club. Vlog. Da. Gata? Da. Real or fake e rubrica în care astăzi zicem dacă este bărbați adevărați sau nu. E o piele roșie, nu? Și eu să zic că e femeie. Eu nu văd culorile, nu știu, tomatul. O să zic că e femeie. E sepia. E o piele sepia. Foarte bine ales. Dar asta e ce vrea el să se prezinte că e sau ce e el de simt fapt? Simt deja o decizie în ce spui. Bărbat. Deci sunt fie bărbați, fie femei, adică nu da. Sunt trans, trebuie să fie orice aici. Asta pot să zic că e femeie. E îmbrăcat ca o femeie și e machiat ca o femeie. Așa că o să zic femeie. E femeie, da. O știu, aia e problema, o știu. Băi. Eu cred că încă nu s-a hotărât. Eu zic că e băiat. Da, trebuie să ne dai un zoom aici. Băiat. Femeie. Bărbat. 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 Secretul meu talent este că pot să, dacă îmi zici un cuvânt, orice cuvânt, eu pot să ți-l zic invers. Orice cuvânt? Invers. Orice cuvânt. Dă-mi un exemplu. Bun. Dop. Cal. Lac. Lac. Cal. Dezoxiribonucleic. Cel cu nobirixozed. Tot felul de răspunsuri la întrebări care presupun răspunsuri. De fiecare dată când mergi, fugi. Sau de fiecare dată când vorbești, țipi. Pot să zic, știu ce să zică, Sorin. De fiecare dată când merg, fug. Clar. Pentru că oricum când eram mic asta făceam. O mare parte din copilărie fugeam peste tot. Forrest Gump. Da. Îmi plăcea foarte mult să fug. Fugeam destul de repede când eram... De fiecare dată când mergi, fugi. Sau de fiecare dată când vorbești, țipi. Cred că la Sorin a fost foarte simplu să aleagă. Cred că de fiecare dată când merg, fug. Că economisesc timp. Și ai fi foarte fit.
Da, și foarte fit. Dar dacă ar zicea de două opțiune, vei avea mai mare succes în comedie. Îți va crește succesul proporțional cu volumul. Da, e bine să țipi în comedie. Da. Pentru cei care doriți să vă apucați de comedie. Întâi țipați bine. Învățați să țipați și după aia. E ca atunci când încerci să dezbați cu ceva cu cineva, nu contează atât de mult argumentele, cum da. Contează glumele, contează cât de tare le zici. Contează cine are cuțitul. E ca și da. Cum avea cuțit când da. Țipi. E un cuțit verbal. Da. De fiecare dată când mergi, fugi, sau de fiecare dată când vorbești, țipi. E simplu. De fapt, când vorbesc țip. Așa îi. De care parte a corpului ești cel mai mândru? Man, cred că picioarele. Am picioare, pe cât par de subțiri, foarte strong. Sunt anumite aparate la sară la care încarc maxim și fac cu maxim. Așa de solides. Dar subțiri. De care parte a corpului ești cel mai mândru? Depinde dacă mă întrebi acum sau dacă mă întrebi când mă văd pe mine într-o filmare, că sunt două răspunsuri diferite. Ambele. Acum, de degete. Ai 20 de ales. Nu, de degete în general, că am... că le am. Și, iar dacă mă văd din exterior, cred că de fund. Da? Am zis bine? De care partea corpului sunt cel mai mândru? Mâinile nu-mi plac, am mâinile mici. Fața nu-mi place, că e... asta e fața. Sunt gras. N-ai înțeles întrebarea. Da. Pielea, am o piele foarte fină aici. Intercostal. Oameni care au pus mâna pe pielea mea au zis că e foarte fină. Da. Childlike. Da, da, da. Ce-mi place la Sergiu? Părul, dar e ușor de înțeles. E lesne de înțeles de ce aș alege părul, pentru că vrei ce n-ai. Părul de pe piept, mă refer. Are un păr. Are un păr pe piept. Exact. Ție ce-ți place la Cristi, Sergiu? Așa, mulțumim. Cu ce celebritate ești adesea confundat? Mai am zicea oamenii că semnă foarte bine cu Marica. Da, da. Cu ce celebritate ești adesea confundat? Când aveam părul mai mare, Mick Jagger. Nu eram confundat cu Mick Jagger, nu zicea nimeni, uite-l pe Mick Jagger. Era dacă ai arătat cu totul altfel, ai semăna un pic cu Mick Jagger. M-a întrebat cineva astăzi dacă acum 10 ani am lucrat într-un hotel în Tunisia. Ceea ce am lucrat, dar nu cred că ni știam, cred că a nimerit-o. Cu ce celebritate ești adesea confundat? Când aveam barba scurtă, odată la Brașov, la Senda Fest, credeau ăia că sunt bendeac. La tine? Frankfurt. Ce spune și tu, Tomo? Da, iubi. Ceva ce ai încercat o singură dată. Mega, vrei ceva să ai? Da, vreau și un baton din ăla. Nutramino, ăla cu ciocolată neagră, că este cu alune și cu ciocolată neagră. Și prezervative de alea mari. Cum îți plac ție? Preferi așa? Da. Bine, bine. Ceva ce ai încercat o singură dată și de atunci ai spus niciodată în viața mea nu mai fac asta. Ah, da! Am zburat cu avionul. De două ori, dus întors. Și am zis nu mai fac asta niciodată. Am mai zis și cu altele. Am mai zis și cu stand-up că nu mai fac niciodată. La mine e emisiunea ușor picant. Am fost odată și n-aș mai vrea să merg. Nu m-a simțit prea bine după. Chiftelele sau Alex Cazacu? Nu, alea nu a fost problemă. Ceva ce ai încercat o singură dată și de atunci ai spus niciodată în viața mea nu mai fac asta. Coriandru. Nu știu, a venit într-o mâncare, n-am pus eu. Și are gust de ploșniță de la de câmp. Pai, atât de des am zis chestia asta că nu știu la ce. Bă, am o treabă cu dat bani împrumut. Am dat bani împrumut la un moment dat și n-am mai primit înapoi. Și am fost așa, bă, nu mai fac asta niciodată. Și după am mai dat bani împrumut la prieteni, dar... La 50 lei? Da, am zis. Ce? Ce? Cristi. Da. Facem rubrica Google Translate My Joke. Da. Okay, încercăm așa. Să intrăm pe piețe noi și acum o să spui o bucată dintr-o glumă de-a ta în limba turcă. Câteodată am un tic nervos, îmi place să mă joc cu părul. Asta ar fi una dintre glume. Doar citesc. Bazen sinirli bir tic var, saçlarımla oynamayı seviyorum. Easy. Bazen sinirli bir tic așa, kırlımla oynamayı seviyorum. Niciodată de când mă știu eu, de când se uită fratele meu la fotbal de foarte mulți ani, eu niciodată n-am auzit altfel zisă echipa aia decât Foaie Verde Stuttgart. Eu așa aud. Foaie Verde Stuttgart, așa se cheamă echipa aia. Eu aș vrea să zic acum, dacă se poate, da. Aș vrea să zic, cred că am răcit în chineză. Fă gluma, Sergiu, că vrei, de mult vrei. Spune, am corona. Vei, spune ce vrei tu. Bat coronavirus, te-am pupat o gălbejită ca să fie super ofensiv. Citește în chineză, dar ține-ți ochii. 我想我冷静下来.
Cine la făcătoarea fecioarei cătava, tăiava i se scârbavnicul mădular. Tăiava i se, sunt trei liniuțe acolo. Nu e niciun alt. Tăiava i se. Tăiava i se e la mine? Scârbavnicul mădular. Mădular. Asta e o lege. S-ar putea. Deci, da, ce limbă vrei? Spaniola, hai să-l luăm mai light. Quien al frente de la cataba virgen de la talla del escarabarnico madular. Gata? Da. Quien al frente de la cataba virgen de la tala del escarabarnico madular. Și ție la fel. Arriba! Ceva nu pușcă? Iota e ole haulico. Venim în Scandinavia! Turneul în Finlanda când, Florea? Marca, soxoana, oho. Gen pe 7, 8 și 9, da? E o japoneză foarte drăguță. Kuruma o tōrok suru tame ni Lupibu no hōkō ni ikitakatta. Takatta. Place la al doilea show. Neales. Recunoaște șlagărul. Recunoaște șlagărul. Piesă din anii 2000, să spunem. Așa. Alex o să pună o secundă din respectiva piesă. Voi trebuie să vă dați seama și apăsați pe butonul acesta. Dacă îți dai seama înaintea lui Cristi, faci pam. Să... niciun buton aici. Este acolo. Îl vezi și tu, e acolo. Sunteți gata? Când simțiți că știți, apăsați butonul. Bambi, plângeam când îi vedeam. Nu ai o singură șansă, Toma? Andre. Nu. Mai las câteva secunde. Mai lăsăm un pic. Cașca mea nu... Ne-a apăsat pe buton! Ne-a apăsat pe buton, Toma, ai șansă! V-a zis ăsta acum! Da, cu gașca mea, dar nu știu formația... Suficient, suficient. Dacă zici una din actually, din nou, importanța da, butonului. Deci, 1-0 pentru Toma. Nu cred că și-a dat seama, mai da. NND, vreau să fiu cu tine. Vreau să plâng, NND, da, bravo! E bine, e bine, 1-1. Bravo, bravo. Excelent. 1-1. Părea că Toma oricum nu era acolo. Runda 3. Sunt 18 runde. Sunt numai din România? Da. Toma ascultă doar jazz. Cum aș putea să știu ce vrei? Dacă zici cine cântă, dacă poate. Cine cântă. Că e pe aproape. Animal X. Nu? Cristi? Project Fly. Nu. Și știi ce? Câteodată trebuie să și pierdeți. A fost simplu, oare știi? Ați auzit de simplu? Am auzit de simplu, da. Bun. Ce rebel. Cu Smiley. Bravo. Știi ce? Jumătate de punct. Să fie din partea mea. 3 sud-est, amintirile. Oh, bravo. 2 puncte jumate la 1. Te distrug. Holograf. Să nu miei dragostea. Niciodată dragostea. Niciodată. 0,3 pentru Toma, 1,5 okay. Pentru tine. Cristi? Bun? Lasă-mă papa la mare, Andrei. Bravo. Între timp, pauză publicitară. Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți balonată? Balonată? Vi s-a întâmplat să vă curgă sânge din jugulară? Vâlvătaie? Ei bine, nasol. 112. Sunați acum. Sorin Pârcălab cu piesa... Pare o execuție ISIS. Urmează să-l puște pe ăla. Cu copilul care trebuie să curețe căcatul de câine. Lasă la palatului. Dă-i cu clor. Lasă la palatului. Și mie. Am copiii ăștia și. Nu există câștigători, am unde am pierdut în mod egal. Caut așa, în moment. Deci, băieți, ce să mai... Eu zic să facem show-ul ăsta, cred, nu știu,
Voi ce ziceți? Facem show-ul ăsta. Nu, am mai făcut, am mai... Timișoara... Deci ați mai făcut show-uri, nu? Da, de stand-by comedy. Da, da, am avut, da. Aha. Da, dar aduceți oameni? Aduceți. Aduceți oameni, nu? Depinde și de zi, depinde de... Da. Păi aduceți sau nu aduceți? Ca să știți dacă... Aducem, aducem. Cam câți oameni? Păi, câte locuri sunt aici la dumneavoastră? Depinde. Între 50 și 250, și depinde, depinde de cât ziceți. Nu mergem în picioare, nici. Dar mergeți și pe la mese, nu? Mai ziceți mai mergem, la mese, mai... e mare, e mare sala. Nu mergem. Cât pune biletul? 30-35. 30, așa. Și ăsta. Da, am mai avut aici, am avut comedianți mulți. Vai, la și... umor, am foarte mulți am avut. La umor, da? Da, am avut doi. Da, noi n-am fost la umor. Da, nu vă știu, da, de aia, scuze, nici nu știu cum te cheamă băiatul. Dar am avut show-uri foarte bune, adică am fost Cristian Popescu, Timișoara. Deci care zice glume între voi? Eu zic glume. Poți să zici o glumă să văd? Dar să știți că nu se poate așa, nu... Da, e cu părbunghi, e asta e microfonul, facem așa aici un pic, că să... Este stânjenitor, nu merge așa. Mai bine punem ceva pe YouTube, la televizor. Da, avem filmări pe YouTube, avem... Are una trăsnet, la... Da, da, da. Unde a fost, la taraf sau unde a fost? Astea, păi eu nu cred în astea, că cumpără oamenii click-uri, nu, nici nu înțeleg. Haideți, zbeți! Și noi dacă... Vă dau ceva. Dacă aducem oameni, noi de obicei n-am. Haideți, beți și cazare, transport. Cum cazare și transport? De la cine asta? Ne întoarcem în aceeași seară. Eu? Departe, da. Să vă plătesc eu cazare și transport? Da, că... Păi și eu cu ce rămân? Păi nu știu, la 50, la 250 de oameni, rămâneți cu ceva bune. Gândiți-vă că faci consumația la dumneavoastră, nu... Noi n-avem treabă, doar cu bilet. Eu, dar trebuie pe tine salariile, trebuie... Da, dar facem marțea. Cine vine marțea? De obicei aveți marțea? Avem marțea, avem seara de karaoke. Avem seara de karaoke marțea aici. La mine marțea e ca miercurea, e lume. E... Băgăm și noi promovare, am băgat 30 de lei la Băgăm seara. Promovare, da, bani. Hai că aici băgăm 50. 50 de lei. Da. Da, din banii voștri, nu... Din banii noștri, da, asta... Așa. Și cu biletele, noi aducem bilete... Deci voi aduceți și bilete. Da, da, da. Și vă ajută, vă spun eu, deci dacă ne înțelegem la prezent, vă ajută și expunerea și vă mai văd oameni. Da, nu mai am fost, am tot apărut acum, nu știu dacă... Na, cât ne ajută expunerea. Așa. Facem pentru bani deja... Da, dar n-ați fost, eu, spre exemplu, eu nu vă știu, deci de-aia mi se pare că n-ați fost expus cum... Adică aici la noi nu, dacă n-ați fost expus... Deci sunteți singurul, că am mai fost la alții și... Da. Timișoara, nu? Da, Timișoara, da. Ok, și am gat și 30 de lei în promovare și s-a umplut. Afișe și în oraș puteți să puneți? Nu punem nici afișe în oraș. Am eu niște prieteni, da, chem pe aia să umple. Aveți atât de mult? Da, da, știți, da. Ar trebui să plătească bilet, nu invitați, ca așa... Păi nu! Păi ei plătesc bilet. Ei plătesc bilet și... După aia împărțim banii ăia din bilete. Banii de pe bilete sunt la noi, nu știu. Ar trebui să rămână la noi, da. Poți să-ți și eu niște glume la început? Poți să intru și eu un pic. La început zic așa, două, trei glume, că ei și știu, știi? E ăla... Da, știu. Astea nu sunt bancuri, stand-up-ul e altceva, nu sunt bancuri. Și e stand-up, nu e... Stand-by comedy, nu știu. Nu, stand-up. Nu-i chiar așa. Pe atunci, uite cum facem. Deci show-ul ăsta primul facem mai... Pe bani puțin, așa, să vedem cum merge. Și după aia următoarele facem ăsta mic, nu? Facem un show mic, facem demo, așa, vii un sfert de oră, ham, vedem ce se întâmplă. Da, dar dacă facem acum un sfert de oră nu mai putem veni când mai venim la anul, ar trebui făcut show ca lumea din prima. Pe sumă fixă, nu vreți? Nu, sumă fixă, plus cazare, plus benzină, nu știu dacă îl facem, nu știu, pare rău că v-am chemat până aici. Am venit la București. Hai să un alt faci club în orașul dumneavoastră este mai este? Mai am eu un club. A, tot dumneavoastră? Da. Mai mare? La fel. La fel, nu e... Hai atunci să-l facem. Deci, eu sunt de acord cu ce ziceți voi, dar la final, când ăsta, vorbim deci, atunci. Ce? Știți, țepea mai avut, vă spun sincer. Deci am chemat aici la niște... Sunt un plus. Și după aia, ce mi-am auzit? Sper că nu vorbiți cu cuvinte din alea. Doamne ferește. Sunt așa, mai... tangențial, aluzii, dar nu explicit. Cam ce cuvinte?
sex sau... Sex. Dar nu... Sex e ok. Penis. Penis. Penis, da. Pula? Da, rar, dar nu spunem asta. Rar. Dar bănuiesc că publicul dumneavoastră e tiner, nu? Așa. E mai mult plecați afară, publicul meu. E mai mult plecați, dar se întoarce, se întorc. Facem... Vă spun eu când facem. Când ați o să-l punem? Pe 16. 16. Că suntem în zona aici cu turneu. Un pic. În turneu Timișoara și venim și la Nu, un pic. Pe 16 înălțarea, nu se poate. 14, că e... Păi atunci ai Valentin ziua aia. De obicei iese lumea. Da, vine lumea la Valentin. Ar fi potrivit. Prin cupluri, mai aude ea, ia uite da, că se vorbește despre asta, îi face poftă. Da, îi întreb de cât sunt împreună și... Da, adevărul că e nevoie de o revigurare a natalității la noi în oraș. Da, da. Și poate cu ajutorul noastră și al bunului Dumnezeu reușim să... Glume cu... Da? Da, are da? Făcut copii. Afrodisiac, da? E când zice da. El glume e... Am înțeles. Atunci, pun. Da, eu zic să punem. Îl punem. Că nici nu-i cape în discuție, deci eu de-aia v-am chemat. Da. Eu sunt un parolist. Am văzut, am să vedeți, deci... Da. Cât să punem biletul? Biletul? Da. 25 de lei. 25. Mai bine, mai... Nu-i cam 25. Nu, nu. La Timișoara mergem cu... 27-28 30 de lei în promovare. Da, nu e orașul mic. Eu dau un sfat. Ce zice 10 lei? Punem 10 lei. Mai vine și cu benzina. Dacă vin mai mult, dacă vin mai mulți la 10 lei, e mai mult decât vin puțin la 25, nu? Da, mă gândesc eu că de-aia stai eu pe partea asta de masă. Nu? 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 Da. Nu mă zic. Nu știu. 15 lei, poate. Hai. 5. 15 lei? Nu mai mult. Ne dați dumneavoastră transport și o cameră singură, atunci. Stăm amândoi într-o cameră. Păsați-vă un pic pe spate, cum vi se pare canapeaua? Nu cred că încăpem aici. Dar de întindeți, să vezi ce comodă e, că asta mai... Din Viena m-a dus-o pe asta. Cum e? Nu-i bun. Faceți duș aici în spate, cam baia acolo? Da, păi atunci așa rămâne. Rămâne, cum ați zis voi, vă sun. Vă sun eu înainte și zic dacă vin oameni și așa. Bine? Bun. Mulțumim. Respect. Haideți, vă salut. Cristi. Cum să zice acolo cheamă? Cristi. Bine. Salam. Salam.